Salutare tuturor și bine v-am regăsit! În tutorialul precedent am făcut cunoștință cu aplicația Any Video Converter. Să vedem în tutorialul de astăzi și modalitatea în care putem folosi această aplicație. Pe suprafața de lucru regăsim un folder numit Deconvertit, în interiorul căruia avem un fișier video cu extensia MP4. Dacă o să aruncăm o mică privire în proprietățile acestui fișier, pe tabul de vom regăsi faptul că acest uh, fișier video este la o rezoluție de 1920x1080 de pixeli și la un framerate de 60 de frame-uri pe secundă. Există foarte multe situații în care dimensiunea fișierului video este prea mare și atunci se dorește convertirea lui într-un alt format. Pentru acest lucru vom folosi aplicația Any Video Converter. În primă fază vom uh, aduce acest uh, fișier video în interiorul aplicației. Bineînțeles că cu ajutorul playerului din partea dreaptă putem reda fișierul uh, pe care tocmai l-am adus în aplicație. Al doilea pas este stabilirea formatului în care dorim să convertim acest fișier video. Executăm un click pe acest buton, selectăm butonul referitor la a, formatele video comune și vom a, alege de exemplu a, formatul AVI. Iar în a, panoul cu setările pentru fișierul convertit putem alege rezoluția la care să convertim acest fișier. Vom alege o rezoluție de 720 pe 480. Apoi putem alege calitatea fișierului convertit. O calitate mai mică va duce la o dimensiune a fișierului mai mică și o calitate mai mare a fișierului convertit, bineînțeles că va duce la un fișier de o dimensiune mai mare. Putem accesa chiar și setări pentru partea video, la care putem stabili bitrate-ul fluxului video, frame rate-ul, lăsând frame rate-ul pe audio, va avea acel, același frame rate ca și fișierul original. Sau putem alege, de exemplu, un frame rate de 30 de frame-uri pe secundă și putem chiar să alegem și setări pentru partea de sunet regăsim butonul Disable pe care dacă îl bifăm, fișierul rezultat convertit nu va mai avea sunet. Bineînțeles că acum după stabilirea tuturor proprietăților fișierului pe care noi o să-l obținem, se va executa un click pe butonul Convert Now. După finalizarea procesului de conversie a fișierului, se deschide o fereastră Explorer în care, regăsim fișierul convertit, se observă că are extensia AVI, deoarece am ales ca acest fișier convertit să aibă această extensie. Să aruncăm o privire și în proprietățile acestui fișier și observăm că rezoluția nu mai este Full HD, ci este o rezoluție de 720 pe 480 de pixeli și cu un frame rate de 30 de frame-uri pe secundă. Se observă că fișierul convertit are dimensiunea de 3,07 MB. O altă funcționalitate extrem de utilă a acestei aplicații este descărcarea de fișiere multimedia de pe website-uri care conțin astfel de fișiere. De exemplu, dacă vrem să descărcăm în calculator un clip video ce se află pe platforma YouTube, nu avem altceva de făcut decât să copiem linkul respectivului clip video, apoi se merge în aplicația N Video Converter, click pe butonul Add URLs și apoi în, cu un clic în interiorul acestei mici ferestre se va acționa combinația de taste Ctrl V. Se observă că linkul către respectivul clip video a fost adăugat, și se execută click pe butonul Start Download. După descărcarea clipului se pot face tot felul de editări asupra fișierului video, cum ar fi, de exemplu, conversia lui, dacă acest lucru se dorește. Clipul poate fi chiar și vizualizat în micul din aplicație sau poate fi mutat din locația în care aplicația a descărcat acest clip. Pentru a ajunge la locația în care a fost salvat clipul se execută un click dreapta în zona clipului și se alege opțiunea Open Source File Location. Se observă că respectivul clip care a fost postat pe YouTube se află acum salvat în calculatorul nostru. O altă opțiune pe care aplicația o pune la dispoziție este descărcarea fișierelor audio de pe platforme care conțin astfel de fișiere, cum ar fi podcasturile. Pentru a descărca doar fișierele audio, se execută un click pe această săgeată în jos de la butonul Add URLs și se alege, bineînțeles, opțiunea Download Music Files. Bineînțeles că de aici încolo toți pașii sunt similari ca la descărcarea fișierelor video de pe diferite platforme. Acesta a fost tutorialul referitor la utilizarea aplicației Any Video Converter. Sper că v-a, fi, va fost de folos. Eu am fost Adrian și până data viitoare vă doresc la revedere!